Dragi prieteni, vă spun bun venit la un nou episod Apologia. Subiectul pe care îl voi aborda astăzi este foarte important, foarte actual, foarte relevant, foarte aproape de viețile noastre, și anume comunitatea LGBTQ și discuția despre demersurile făcute de Coaliția pentru familie în România pentru definirea căsătoriei. Astăzi aș dori să vă aduc în atenție câteva argumente aduse din partea celor care susțin comunitatea LGBT, din partea celor care susțin căsătoria, în ghilimele, gay și uh, vom asculta câteva argumente prezentate de Andreea Bălan. Cred că știți uh, cine este ea. Este o cântăreață uh, destul de cunoscută în România și ea a avut o ieșire publică uh, în care aduce câteva argumente pentru a Promova, susține, argumenta, legitimitatea căsătoriilor gay. Acest clip îl puteți găsi pe internet, publicat pe canalul Adevărul, și el se intitulează Andreea Balan, coaleția pentru Familie, mi se mare, pare o mare prostie. Vă invit să analizăm împreună care sunt uh, argumentele aduse împotriva căsătoriei tradiționale, împotriva exclusivității căsătoriei tradiționale și argumentele aduse pentru căsătoriile. Gay. Opinia mea este că dialogul în aceste momente este crucial. Aducerea argumentelor este crucială. Nu facem niciun bine absolut nimănui dacă ne lovim unii pe alții, dacă ne jignim unii pe alții, dacă singurul lucru pe care știm să-l spunem este tu cu părerea ta, eu cu părerea mea. Lucrurile nu funcționează așa într-o societate sănătoasă. Lucrurile nu pot să rămână în felul acesta. Trebuie să ne punem la masă, trebuie să discutăm, trebuie să analizăm argumentele celuilalt cu riscul ca celălalt să se simtă ofensat. Da? Eu mă pot simți ofensat de argumentele pe care le aduce doamna Andreea Bălat, dar aleg să nu mă simt ofensat și să analizez aceste argumente și să răspund acestor argumente. Cred că dialogul în situația aceasta este crucial. De aceea, haideți să analizăm ceea ce uh, auzim. Coaliția pentru familie o o mare prostie. Adică tu preferi, tu preferi să lași copiii ăia în orfelinate decât să poate să dai unui cuplu care se iubește. Și clar că un copil are nevoie și de mamă și de tată, dar poți găsi soluții în astfel de situații, o mătușă, o prietenă, care să, decât să lași în În primul rând vreau să observați premiza falsă de la care se pornește. Și anume care exista doar două opțiuni. Să lași copiii în orfelinatele românești sau să-i dai spre adopție unui cuplu de homosexual. Nu sunt astea cele două opțiuni. Deci a spune, domnule, ar trebui să susținem comunitatea LGBT, ar trebui să fim de acord cu căsătoria uh, homosexuală. De ce? Păi decât să lași copiii în orfelinate, mai bine să-i dai unei familii de homosexual. Nu s-a singurele opțiuni, da? Premiza este falsă din temelie. Logica e dezastruoasă. Logica care stă la baza acestor argumente. De ce? Păi există și alte opțiuni. De exemplu, să înlesnești adopția. Procesul de adopție în România este Dezastruos, este dezastruos La propriu trebuie să treci prin purgatoriu Ca să ajungi să înfiezi niște copii Procesul de adopție a copiilor Din orferele românești De către străini este mai greoi Este mai greoi Opțiunile sunt acestea Să înlesnești adopția Să înlesnești adopția pentru uh, persoanele Din afara țării Să promovezi în țară conceptul de înfiere a copiilor, da? să promovezi lucrul acesta, să investești în lucrul acesta, ceea ce nu prea se face în țara noastră. Deci opțiunile sunt mii de alte opțiuni, da? cu anumite nuanțe. Sunt multe, multe, multe alte opțiuni decât acestea două. Să lași copilul unor felinat sau să-l dai unui cuplu de uh, homosexual. Dacă o iei, chiar statistic, câte cuplu de homosexuali sunt ca să rezolvi problema din orfelinat. Este absurd să spui că problema din orfelinat s-ar rezolva dacă uh, cuplurile de homosexuali ar lua copii. Câte cupluri de homosexuali sunt, câte cupluri de homosexuali ar dori copii. Chiar dacă ar fi multe cupluri de homosexuali, chiar dacă ar fi cupluri de homosexuali care ar dori copii, nu asta este soluția. Deci nu asta este soluția. Se pornește de la o situație emoțională, sentimentală, față de care noi rezonăm sentimental și de aici se argumentează pentru un lucru care nu are nicio legătură cu situația aceasta. Da? Nu are nicio legătură legiferarea căsătorilor gay cu situația din orfelinate. Domnule, renovați orfelinatele, pregătiți oamenii în asistență socială care se ocupe de copiii din orfelinate, încurajați bisericile, încurajați familiile, înlesniți adoptarea în fierea copiilor. Soluția nu este legiferarea căsătorilor homosexuale. Cel puțin argumentul ăsta nu stă în picioare. Haideți să ascultăm următorul argument. De să-l lași în orfelinat, de cât să-l lași acolo fără părinți, adică e mai bine așa, îi pare, se pare o prostie ceea ce vor să facă. că adică la noi în România se întâmplă chestia asta. Acum Andreea Bălan stă în fața camerei și ne spune că îi se pare o prostie să, facă, să se facă un anumit lucru, că îi se pare rău ce face Coaliția pentru Familie și o observi ca judecătorul moral al uh, acestei situații. Întrebarea este cine a pus-o pe ea judecător moral? Cine a pus-o pe ea, judecător moral? Este o întrebare legitimă, da? Adică cine ești tu să hotărăști ce se face cu căsătoria în ghilimele? Gay. C cine ești tu să hotărăști ce trebuie să facă cu definițiile din Constituție? Cine ești tu? Cine ești tu ca să ne spui nouă ce trebuie făcut cu copiii din orfelinate? Cine te-a pus pe tine judecător moral în privința asta? Care sunt standardele tale morale? De unde sunt luate standardele tale morale care te ajută să judeci ce ar trebui făcut cu copiii din orfelinate. De unde știi tu ce este mai bine pentru copiii din orfelinate? Deci tu ne spui nouă că ce spune Dumnezeu despre creșterea unui copil, despre educația unui copil, care trebuie să aibă un loc în familie, familia ajutată de biserică, nu este bun și ceea ce spui tu este bun. Adică să fie dați copiii uh, unor cupluri de homosexual. De unde ai luat tu lucrul ăsta, da? care e standardul moral? Moral. care e standardul moral? De la argumente care nu au absolut nicio logică și apoi nu au temelie, au la un argument uh, prin care la propriu se manipulează audiența cu informații false. Este o înșelătorie pe față. Haideți să-l ascultăm. Mi se pare o prostie ceea ce vor să facă. Încă la noi în România se întâmplă chestia asta. Numai la noi în România se întâmplă care lucru? Nu se legiferează căsătoria homosexuală? Nu se dau copii cuplorilor homosexuali? Dacă te referi la toate lucrurile acestea, toate sunt false. Absolut toate sunt false. Legiferarea adopției de către cupluri homosexuale nu este foarte frecventă în lume. Deci nu numai în România se întâmplă lucrul ăsta. Istoric vorbind, asta a fost uh, norma. Ăsta a fost standardul. Ăsta a fost principiul. Deci nu e o chestie rară. Argumentul pur și simplu e fals din temelie. Numai un om care habar nu are pe ce lume trăiește, va înghiți gogoașa asta. Acum să presupunem Că în lume ar fi foarte frecvent, că în lume în general ar fi legiferată căsătoria gay, că în lume ar fi frecventă adoptarea copiilor de către cupluri homosexuale. Și dacă ar fi așa, faptul că la un moment dat societatea acceptă un lucru înseamnă că lucrul acela este bun, dacă spui da, îți dai singurul la picioare. Îți dai singurul la picioare. La un moment dat, nemții erau de acord cu politica lui Hitler într-o oarecare măsură. Faptul că societatea încuvințează un lucru nu înseamnă că lucrul ăla este bun. La un moment dat, societatea se poate întoarce împotriva lucrurilor bune și să susțină lucruri rele, cine știe din ce motive. Din punct de vedere creștin le susține din cauza faptului că toți suntem stricați, suntem uh, depărtați de Dumnezeu și prin noi înșine asta facem. Negăm adevărurile lui Dumnezeu, le călcăm în picioarele, le pervertim, le sucim și așa mai departe. Deci faptul că la un moment dat societatea acceptă un lucru, faptul că la un moment dat un lucru este frecvent, nu înseamnă că lucrul ăla este bun. Faptul că minciuna este frecventă, faptul că hoția în țara asta este frecventă, lucrul ăsta nu înseamnă că e bun. Faptul că cei mai mulți politicieni fură, nu înseamnă, și mă gândesc că și Andreea Bălan este de acord cu mine, nu înseamnă că lucrul acela este bun, nu? Toți suntem de acord cu lucrul acesta. Deci argumentul frecvenței, argumentul acceptării large a unui lucru, nu stă în picioare. Nu stă în picioare. Nu, acesta nu este un standard moral. Acceptarea socială a unui lucru nu constituie o temelie suficientă pentru a declara un lucru bun sau un lucru rău. Un lucru legal sau un lucru ilegal. Un lucru moral sau un lucru imoral. Nu asta trebuie să fie temelia. Înțelegeți că direcția în care ne ducem cu argumentul ăsta este una foarte periculoasă. Pentru că societatea poate să accepte tot felul de lucruri la un moment dat. Andreea Bălan spune, eu susțin egalitatea, eu susțin iubirea. Eu susțin egalitatea, eu susțin iubirea. Eu cred că nu alegi pe cine iubești. Da, dar n-ai demonstrat că există așa ceva din punct de vedere moral ca și căsătoria gay. Deci ca să spui eu susțin egalitatea între asta și asta, trebuie să ai de face cu două lucruri care sunt din aceeași categorie. Da? În cazul nostru trebuie să demonstrezi că există căsătorie tradițională și căsătorie homosexuală. Ca să spui eu susțin egalitatea între astea două lucruri. Noi tocmai asta spunem, că tu n-ai ajuns să demonstrezi că există așa ceva ca și căsătorie gay sau homosexuală. Nu există așa ceva. Deci nu putem discuta despre egalitate între căsătoria tradițională sau familia tradițională și familia homosexuală sau familia uh, sau căsătoria homosexuală. Așadar, argumentul sine pornește cu premiza că există așa ceva ca și familie sau căsătorie. Homosexuale Eu cred, sunt ferm convins că Andreea Bălan Nu este de acord cu principiul egalității absolute Așa ceva nu funcționează Nicăieri, nu există principiul ăsta Al egalității absolute Ai fi de acord, de exemplu, cu căsătoria Unui pedofil Cu victima lui Ai fi de acord cu căsătoria unui psihopat Cu victima lui O, vei spune, o, păi discutăm de o situație Cu totul diferită ce vrei să spui că homosexuali, psihopat sau pedofil, Nu asta vreau să spun. Ci vreau să-ți demonstrez că nici măcar tu nu crezi în egalitate absolută. Nu crezi în egalitate absolută. Nu ai încuvința căsătoriile uh, dintre, dintre un psihopat, dintre un uh, pedofil cu victima lui. N-ai încuvința așa ceva. Dacă un pedofil ți-ar spune, eu vreau egalitate, vreau să mă pot căsători. Dacă cineva ar veni și ar spune, vreau să mă căsătoresc cu uh, copilașul tău de șase ani. Trebuie să susții egalitatea dintre uh, căsătoria între doi oameni apropiați de aceeași vârstă și căsătoria unui bărbat de 42 de ani cu o fetiță de 6 ani. De ce să nu susții egalitatea între aceste două căsătorii? Pentru că nu există căsătoria respectivă. Nu există căsătorie dintre un pedofil, un psihopat cu victima lui. Nu există căsătorie dintre un adult de 50 de ani cu un copil de 6 ani. Aia nu este căsătorie, domnule. Aia nu este căsătorie. Așadar, tu scoți din categoria căsătorie, da, eticheta asta, scoți din categoria aceasta anomaliile pe care eu ți le-am prezentat. Și nu accept să discuți despre o egalitate, pentru că nu este vorba despre lucruri din aceeași categorie. Este un exercițiu logic necesar, dar elementar, ceea ce spun eu acum. De exemplu, eu nu sunt avocat. Nu sunt competent. Nu sunt pregătit să fiu avocat. Eu nu pot să cer egalitate între mine și un avocat. Să-mi exercit funcția de avocat când eu nu m-am pregătit, nu sunt calificat, nu sunt capabil să fiu avocat. Eu aș putea să stric în ziua mare cât vreau, înaintea cui vreau eu. Că eu vreau să fiu avocat și să fac activitate de avocat. Nimeni nu va permite lucrul acesta. Sub pretextul egalității nu se poate face absolut orice. Trebuie să îndeplinesc anumite condiții. La fel este cu căsătoria. Unde te oprești dacă o iei pe drumul acesta? Unde te oprești? Dacă cineva mâine vrea să fie declarat câine sau delfin sau copac sau panteră sau orice altceva, eu sunt obligat ca să-l recunosc pe el în felul acesta? El poate să se declare la el acasă că e panteră. Nimeni nu se să-i facă nimic. Deci argumentul că noi toți o să ne bunim mâine dimineață și o să pornim un război împotriva lui este fals. El poate să considere câine sau panteră sau ce vrea el. Un copac, o mașină, un bloc. Poate să considere lucrul ăla fără niciun fel de problemă, la el acasă. Nimeni nu o să aibă o problemă cu el. Dar când tu vii și ne ceri nouă să-ți dăm drepturi și să te legiferăm pe tine și să legiferăm ideea ta și să-ți dăm drepturi pentru ideea ta că tu ești panteră sau copac sau mașină sau nu mai știu ce, asta este o aberație. Este o aberație. Eu nu sunt obligat să te recunosc pe tine. Nu sunt obligat. Nimeni nu poate impune mie lucrul acesta. Și, de fapt, cei care ne cer nouă toleranță pentru căsătoririle gay sunt intoleranți la maxim pentru că nu ne permit nouă să avem opiniile noastre. Nu ne permit nouă să avem opiniile noastre, da? Să sfârșește toleranța lor imediat când altcineva nu este de acord cu ei. Andreea Bălan, nu tu ai inventat căsătoria. Nu tu ai inventat căsătoria. Căsătoria există cu mii de ani înainte ca tu să-i da? Deci nu, există o tradiție, o istorie lungă. Eu cred că n-au ocupație. Mi se pare că unii oameni au rămas în evul mediu pentru că scriu tot felul de comentarii despre Sadoma și comora, despre Biblie, despre. Nu trebuie oprit Evu Mediu, pentru că mă îndoiesc, pomenind de Evolu Mediu, că știi foarte multe lucruri despre Evu Mediu și uh, niște capodopere, niște lucruri extraordinare care s-au creat în perioada Evolu Mediu. Dar, în fine, asta este uh, asta este ceva ce ține de istorie și mă gândesc că poate nu-i domeniul tău foarte, așa că nu vreau să insist asupra acestui lucru. Dar nu eu am inventat căsătoria, nu tu ai inventat căsătoria, așa că nu am eu dreptul să spun ce este căsătoria, cum funcționează căsătoria. Da? Nu este asta treaba noastră. Nu putem noi să facem lucrul acesta. Dumnezeu este acela care a inventat căsătoria, care a făcut căsătoria și el are dreptul să ne spună ce este căsătoria și cum funcționează căsătoria. Acum, faptul că eu nu te recunosc pe tine ca ceva ce tu nu ești sau nu poți fi, nu înseamnă că o să te omor. Nu înseamnă că m-am întors în ne vom mediu. Nu înseamnă că o să pornesc o cruciadă împotriva ta. Înseamnă pur și simplu că nu pot să te recunosc ceva ce tu nu ești. Când doi bărbați vor să se considere căsătoriți, șos și soție, eu nu-i pot considera așa. De ce? Pentru că nu sunt lucruri respectiv, da? Nu o să-i omor pentru asta, dar ei nu sunt lucrul acesta, nu o să legiferez lucrul acela, nu o să recunosc lucrul acela, nu o să declar lucrul acela, indiferent câtă presiune vei pune asupra mea. Nu o să fac lucrul ăla. Pentru că nu pot. Pentru că e împotriva realității. Împotriva adevărului. Haideți să ascultăm o altă declarație despre iubire. Care, de fapt, stă la baza argumentului de a încuvința, legifera căsătoriile homosexuale. Eu susțin egalitatea, eu susțin iubirea. Eu cred că nu alegi pe cine iubești. Chiar dacă tu-ți dorești, poate să fii într-o relație pentru că așa e corect sau așa zice mama sau tata, nu simți. Și trebuie să mergi acolo unde te duce inima. Deci, argumentul este că ar trebui să încuvințăm căsătoriile homosexuale. Pentru că oamenii aceștia se iubesc. Acum, iarăși, avem o problemă cu definițiile, cu premizele. Și definiția pe care Dumnezeu o folosește pentru iubire este una diferită de definiția mea. Eu nu spun că aceea este iubire. Și eu cred că iubirea este ca eu să-ți spun adevărul. Dacă tu ai avea cancer și ai ști că există un medicament pentru cancerul tău, iubire înseamnă să-ți spun adevărul și să-ți livrezi medicamentul. Din nou, vor sări unii arși, vrei să compari homosexualitatea cu cancer nu vreau să spun că orice păcat inclusiv homosexualitatea este mai grav decât cancerul. Eu nu pot defini cum vreau eu iubirea. Ea spune oh, eu sunt pro iubire. Nu și noi suntem pro iubire. Deci ideea că tu ai fi pro-iubire și noi suntem pro-ură este falsă. Nu, și noi suntem pro-iubire. Uh, uh, și vrem să facem absolut orice pentru oamenii care se află în orice fel de dificultate ca ei să iasă din situația respectivă. Și cu cât e mai grea situația, cu atât ar trebui să fim mai determinați pentru a ajuta oamenii aceia. Dacă argumentul este că ei se iubesc, ce o să faci cu cineva care iubește un animal? Din punct de vedere sexual, ce o să faci? Spui că iubirea nu este o alegere, ci se întâmplă, așa vine, știi că e nu -i corect, dar așa vine și trebuie să lași lucrul. Ce o să faci când o grupă de oameni o să spună, Andreea Bălan, dacă ne iubești cu adevărat, trebuie să ne lasă să ne căsătorim cu oile noastre, cu câinii noștri, cu delfinii noștri sau ce știu eu ce mai au oameni, cu o rață, cu un copac, cu o mașină. Ce o să faci dacă mergi pe drumul acesta al, al așa zisei iubiri? Ei spune, da, trebuie să le legiferăm, trebuie să le dăm drepturi. Dacă ei spun că iubesc. Ce o să faci cu cineva care pretinde că îți iubește copilul, repet, de 5 ani, de 6 ani? Ce o să faci? El spune că îl iubește. Unde te oprești? Dacă mergi pe drumul acesta. Dacă mergi pe drumul acesta. Și adevărul este că toate anomaliile pe care eu le-am menționat până acum încep să fie vocalizate de unii. Încep să fie căsătoria cu animale, căsătoria cu copii. Drumul pe care mergem și argumentele care se pun acum ca temelie pentru mișcarea asta sunt eronate și se dovedesc a fi eronate din rezultatele și din distanța pe care au parcurs oamenii aceștia și pe care acum 20-30 de ani poate nimeni nu se gândea. Nimeni nu se gândea că această distanță va fi parcursă. Nimeni. Decât unii oameni care au înțeles falsitatea argumentelor care stau în spatele acestei mișcări. Următorul argument este că trebuie să te Lași dus acolo unde te duce inima, să faci ceea ce simți. Și trebuie să mergi acolo unde te duce inima. e Dacă unul îi spune inima să ucidă, dacă unul i-a spune inima să fure, dacă unul i-a spune inima să ridice pumnul la nevastă sa, dacă unul îi spune inima să iasă spume de nervi din mașină când cineva i-a tăiat calea în trafic și să ducă să bată în parbrizul lui cum par. Dacă lui așa îi spune inima. Deci argumentul că pentru că ție îți spune inima ceva înseamnă că trebuie să faci lucrul acela este fals. Premiza din nou greșită este că ceea ce spune inima e bine. Că standardul după care trebuie să ne conducem viața este ceea ce ne spune inima noastră. Dacă pornim cu o filozofie corectă despre lume și viață și cu o concepție corectă despre umanitate și dacă privim puțin în istorie, istoria ne învață că inima omului... Este nespus de rea și deznădăvduit de înșelătoare ceea ce spune și Sfânta Scriptură, ceea ce spune Biblia. Și că nu te poți încrede în inima omului. Că trebuie să existe un standard exterior al moralității. Că nu inima trebuie să traseze ce este bun și ce este rău. Pentru că altfel ajungem la o nenorocire. Altfel ajungem la tragedii pe care nu le va putea corecta nimeni niciodată. De ce? Pentru că oamenii au făcut ce le-a spus inima. Dacă inima îi spune mâine dimineață lui Vladimir Putin și lui Donald Trump să își dea câte o rachetă unul către altul. Dacă lor așa le spune inima. Asta înseamnă că e bine ce le-a spus inima lor? Nu, domnule, trebuie să existe niște pârghii de control asupra inimilor noastre, așa încât nu tot ceea ce ne spune inima, nu tot ceea ce simțim noi să devină faptă. Ăsta este cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla. Ca nu tot ceea ce simt eu și nu tot ceea ce vreau eu să fac la un moment dat să se întâmple. Inima noastră la un moment dat spune ceva și peste o zi, două, îți va spune altceva. Ce faci atunci? Ce faci atunci? Dacă inima spune unui copil să-și mutileze trupul și să devină fetiță dacă el e băiat și inima îi spune răspăi mine că o făcut de rău. Ce faci atunci? Ai, ai, comis o tragedie pentru că ai pus un standard fals. Un standard fals. Inima fluctuează. Simțămintele noastre fluctuează. Nu te poți să lăsa condus de așa ceva. Este aberant. Un om adult. Un om adult să, să rostească asemenea enormități și să se considere o voce pentru orice fel de mișcare este tragic să auzi așa ceva. Este tragic să auzi așa ceva într-o societate uh, matură, nu? Totodată eu am călătorit foarte mult și am văzut mai multe țări, am văzut mai multe religii, că la trei ore de avion suntem cu Allah și toți, pe toți ne cheamă Mohamed și la 7 ore de avion credem în vișu și la 9 suntem cu Buddha și în reîncarnare. Adică nu suntem noi, burii cu pământului în România, noi ortodoxi. Deci acum Andreea Bălan ne argumentează pentru acceptarea căsătorilor homosexuale folosind argumentul relativității euh, religiei. Păi uite, există tot felul de religii și noi ortodoxi nu suntem burii cu pământului. Hei, eu nu sunt ortodox, da? Suntem mulți din ăștia. Deci nu discutăm despre religie aici. Argumentul pe care noi îl folosim pentru căsătoria tradițională, biblică, nu este ortodoxia. Deci este un argument fals, cel puțin în ce mă privește pe mine. Nu asta e, uh, nu asta e temelia a lucrurilor pe care eu le spun. Acum du-te la musulmani, dacă tot ai pomenit de ei, du-te la musulmani și adu argumentul pe care ne le ai adus nou acolo. Să vezi ce o să întâmple. Încearcă să promovezi lucrul ăsta acolo, în lumea musulmană și destul de mare. Du-te în comunitățile de musulmani din Europa și încearcă să faci aceleași argumente. Înțelege că în țara aceasta care funcționează pe anumite principii creștine, nu toate principiile, multe dintre ele nu sunt uh, creștine, dar în țara asta care funcționează pe anumite principii creștine îți permiți să vii cu relativismul ăsta moral, îți permiți să vii cu relativismul ăsta religios. Noi prin principiile noastre creștine îți permitem să ieși public cu chestiunile astea. Înțelege că libertatea ta de exprimare, libertatea ta de și public cu asemenea chestii se bazează pe niște principii creștine. Tu n-ai vrea să te duci în locurile de care ai pomenit ca să faci argumentele pe care le-ai făcut acum. Nu e vrea. Deci argumentul relativității religiei nu funcționează. Nu are nicio treabă cu subiectul nostru, dar nu funcționează. Acum, care e temelia morală a afirmațiilor acestei doamne? Cred foarte mult în karma. Cred că energia pe care tu o emani și bunătatea pe care tu o emani ți se întoarce. Dacă eu sunt bun cu tine, bună cu tine, clar și tu vei fi. Deci, Andreea Bolan crede în karma. Ok, noi nu credem. Cum rămâne cu treaba asta? Deci, tu crezi în karma, noi nu credem în karma. Tu ne ceri să facem niște lucruri, că aduci discuția despre karma în contextul acceptării căsătorilor homosexuale și respingerea coaliției pentru familie. Tu ne ceri să facem ceva doar pentru că tu crezi în karma? Noi nu credem în karma. Deci, putem să dăm la gunoi ceea ce ai spus tu. Acum ne spui că dacă tu ești bună cu noi, noi o să fim buni cu tine, că degajăm o energie pozitivă unii către alții și așa mai departe. Uite, nu! Ai spus că Coaliția pentru Familie ți se pare o mare prostie, mai ofensat. Ai fost rea cu mine. Ai fost trea cu mine. Mai ofensat. N-ai fost bună cu mine. Vezi la ce te-a dus karma? Vezi la ce te-a dus energiile alea pe care le extragi tu din religia ta sau ce o fi ea? Vezi la ce te dus? Relativismul religios nu funcționează. Relativismul moral nu funcționează. Nici pentru discuția asta, nici pentru o altă discuție consistentă, consecventă, rațională, logică și care are un final fericit. Nu funcționează uh, lucrul ăsta. De ce am face noi ceva ce se bazează pe ce crezi tu? Dacă tu crezi în relativismul religios, de ce aș băga în seamă karma ta? De ce aș băga în seamă ideile tale, convingerile tale? Pentru ce? Doar pentru că așa ne spui tu? Mi se pare irrelevant. irelevant. Irelevant. Haideți să auzim un alt argument adus în final. Și atunci trebuie să fim indulgenți și să lăsăm oamenii în pace. Dacă nu ne place, nu trebuie să ne uităm. De ce trebuie să ne uităm și să vârfim? Dacă... De deci ce trebuie să am critic ce face vecinul în curtea lui? Treaba lui ce place. În curtea mea fac ce vreau eu. Bun, haideți să analizăm argumentele acestea. Dacă nu ne place, Uh, nu ne uităm. De ce trebuie să ne uităm? Pentru că trăim într-o societate. Pentru că trăim împreună. Tu nici măcar nu poți să-ți construiești un gard. Nu poți să-ți faci un gard în curtea ta, înțelegi? Deci, nu poți să stai un copac din curtea ta cum vrei tu. Deci, ideea că tu poți să stai copacul din curtea ta sau poți să-ți faci un gard în curtea ta. Nici măcar lucrurile astea nu le poți face. Dar minte, să faci ceva cu o persoană. Să faci altceva cu un om. Absolut orice vrei tu. Deci, tu nu crezi în afirmațiile astea. Tu nu crezi că cineva poate să facă ce vrea el. Tu nu ești de acord cu lucrul ăsta, pentru că oamenii ar face multe lucruri care te-ar deranja pe tine, care te-ar răni pe tine, care te-ar face pe tine să suferi profund până la sfârșitul vieții tale. Tu nu crezi în lucrurile în care spui, da? Nu crezi în relativismul acesta moral absolut. Tu nu crezi în relativitatea aceasta a iubirii și a voinței umane și a plăcirii umane și a satisfacției umane. Tu nu crezi în lucrurile acestea. Pentru că știi că oamenii doresc, simt, vor, iubesc și își găsesc plăcerea în niște lucruri absolut nenorocite, monstruoase care ar transforma foarte rapid pământul ăsta într-un iad. Tu nu crezi în așa ceva. Dar folosește argumentul acesta pentru a susține o idee. Asta e tot. Nu are nicio rațiune, nu funcționează, ne-ar trimite pe toți într-o tragedie cosmică, dar îl folosești pentru a susține ideea asta. Pentru că nu există un argument puternic pe care să-l aduci în sprijinul acestui lucru, acestei mișcări, acestui concept de căsătorie homosexuală. Problema știți care este? Problema este că eu nu mă uit în curtea lui. Ei au ieșit pe stradă. Tu îmi spui că de ce mă uit eu în curtea lui, îl critic, îl bârfez și așa mai departe. Nu, el -a, a ieșit în stradă. Domnule, la iasă cu cocoșelul gol când mă duc eu cu copilul meu la grădiniță sau îl duc undeva. Aia e problema. Deci problema nu este că eu mă duc să te caut pe tine în casă. spune tu dintre toți ortodoxi pe care i critici. Dintre toți cei care au promovat Coaliția pe, pentru Familie, câți dintre ei s-au dus în casele homosexualilor? În curțile homosexualilor, să vadă ce fac ei acolo, să-i filmeze, să-i dea în tribunal și așa mai departe. Niciunul dintre ei. Niciunul dintre ei. Deci despre ce vorbim aici? Vorbim despre faptul că noi ne ducem în casele lor sau în curțile lor? Sau vorbim despre faptul că ei au ieșit în public? Că ei vor să mă oblige pe mine să-i recunosc? Că ei vor să mă oblige pe mine să le dau drepturi? Că ei vor să mă oblige pe mine să fac ceva împotriva conștiinței mele? Despre asta este vorba. Este exact opusul a ceea ce spui. Nu noi ne băgăm, ei se bagă. Nu noi intrăm ca să le transformăm noi viețile și să le facem ceva. Nu! Ei iasă în sfera publică. Și ei vor să declar ceva ce eu nu cred. Ei vor să recunosc ceva ce eu nu cred. Ei vor să dau, să încuvințez, să dau drepturi pentru ceva ce eu nu am nicio legitimitate morală, spirituală, religioasă și de nicio altă natură. Uitați-vă ce se întâmplă acum în vest. Uitați-vă ce se întâmplă în America, în Europa de vest. Lucrurile nu rămân aici. Dom'le, ce treabă aveți cu ei? Uite ce treabă avem cu ei că își trimit acum copiii la școală și sunt îndoctrinați, sunt obligați părinții să-i lase să asculte agenda și educația homosexuală și educația LGBTQ, transgenderism și toate chestiunile astea. Sunt obligați părinții să-i lase pe copii să interacționeze cu informațiile astea. Niște copii care nu sunt capabili să judece moral lucrurile acestea. Nu sunt capabili să facă lucrul acesta. La asta s-a ajunge. La neomarxism. La o nouă formă de socialism, de comunism. La o nouă formă de opresiune, de intoleranță față de oameni ca noi care cred lucrul acesta. De asta ne temem noi. Voi nu vă temeți cu adevărat că noi venim să vă facem vouă ceva. Că nu suntem musulmani să vă scoatem în stradă și să vă spun că sunteți homosexuali să vă, să vă, decapităm. Voi vreți ceva mult mai mult. Nu vreți să vă lăsăm în pace. Vreți să vă legiferem. Vreți să vă declarăm ceva ce nu sunteți. Vreți să vă dăm niște drepturi pe care nu le aveți, sub absolut nicio formă. Asta este problema. Asta este problema. Sunt atâtea minciuni spuse în clipul ăsta, sunt atâtea erori spuse în clipul ăsta și chiar dacă este scurt, este plin de uh, venin moral, este plin de înșelătorie și de minciună, este plin de argumente false, iraționale, ilogice. Invitația mea pentru voi toți este să analizați lucrurile acestea, să gândiți lucrurile acestea, să stați de vorbă cu oameni care cred altfel decât voi. Să încurajați dialogul civilizat. Să fiți aspri în judecarea lucrurilor pe care le auziți. Astea sunt chestiuni serioase. Astea sunt chestiuni care vor afecta societatea noastră. Dați un like, dați un share și ne vedem la o altă apologie.